Ne aflăm pe terenul fermei Agrointer, mai exact în ferma domnului inginer Triflorin. În continuare, dânsul va dezvolta tehnologia pe care a aplicat-o la această cultură și va vorbi despre problemele cu care se confruntă an de an la cultura rapiței. Bună ziua, bine ați venit! Numele meu este Trifu Florin, lucrez la Sece Agrointer SRL, cu sediu în comuna Țigănești, județul Teleorman. Avem 6.000 de hectare care sunt împărțite în două ferme. Aici vă aflați la ferma 1. Ca și asolament, anul acesta avem undeva la 1.900 de hectare de grâu, 1.100 de rapiță și 50 de hectare de porumb. Anul acesta am semănat în toamnă doi hibrizi, 264 și 275, cu două varietăți, una cu Lumiposa și una cu Tiram. Referitor la tratamentul cu Lumiposa, încă din toamnă s-a observat o vigoare mai bună și o răsărire mult mai uniformă. Pe lângă protecția din sol, s-a observat și o protecție mult mai îndelugată pe partea vegetativă. Și aici mă refer la atacul de Atalia și la ureci. Pe lângă vigoare și o bună rezistență la secetă, ținând cont că atât în toamnă cât și în primăvară am avut probleme mari cu seceta. Încă din vară s-a instalat seceta, dar am făcut o dezmiriștire cu un disc greu undeva la 15-18 cm. După aceea am scarificat, am folosit 200 de kg de 18460, am făcut o trecere cu un disc ușor, am încorporat în îngrășămintele și am semănat. Referitor la sola în care ne aflăm, dacă vorbim în ultimii 3 ani de zile, au fost 2 ani de zile rapiță, un an grâu și acum am revenit cu rapiță. Rapița este o cultură, din punctul meu de vedere, mai ușoară în monocultură decât cerealele poioase. Bolile la cultura de rapiță în toamnă, foma, care avem probleme, dar încă din faza de 3-4 frunze facem un tratament cu fungicid și în perioada înfloritului cu sclerotinia, care facem tot la fel. Aici avem număr 4 tratamente, unul în toamnă și 3 în primăvară și 2 erbicidări, una în toamnă și una în primăvară. În primăvară am folosit Galera Super, pentru că nu am putut să combat toate buruienile din toamnă, în doză de 0,25 litri pe hectar, împreună cu insecticidul Inazuma, care este un produs nou și am zis să-l folosesc pe toată suprafața, ținând cont și de formulare, pentru că este și contact și sistemic și un preț foarte, foarte bun. Hibrizii Corteva totdeauna au avut o talie mai mică, dar când am băgat combina în lan am rămas surprinsi. Are un număr de silive mai mare și un IMB mult mai mare față de ce am văzut până acum. Eu sunt de părere că 70% contează momentul când aplici un fungicid sau un tratament. Oricât de bun ar fi produsul, dacă momentul nu este ales când trebuie, eficacitatea lui este mult mai redusă. Noi, an de an, ne propunem mult, facem o tehnologie la nivel ridicat și sperăm, cu toate că nu este un an propice pentru cultura de rapiță, și în primăvară am avut probleme cu seceta și la ora actuală. Noi sperăm undeva la peste 4 tone.